Dumneavoastră ați fost, ați lucrat ca bucătar? Nu, am avut o gogoșerie 10 ani. Și acolo, lucrați acolo, vă ocupați acolo de... Acolo am avut gogoșeria mea. Și dumneavoastră găteați, făceați gogoșele? Eu făceam gogoșele și la mână. Sunteți foarte rapidă. Foarte rapidă. De asta, asta eu scot trei feluri aici de mâncare. Cum adică, doamna, să faceți trei feluri? Da. Atât de rapide sunteți, da, și vă încadrați, da, în 60 de minute? Da, da. Ciorbă de perișoare, fac plăcintă cu foi făcute de mine și pâine caldă. Vreau să încerc cele trei preparate. Sper să le reușesc să fie și bune. Am pus cărnița la fiert. Punem acum zarzavatul după ce dăm clocot carnea. În timpul ăsta eu o să fac și plăcinta cu brânză. O să plămădesc să stea un pic caluatul la dospit. După Revoluție, unde stăteam noi în Galați, am deschis gogoșeria. N-aveam firmă, n-aveam niciun nume scris, nu... Și soțul meu face, vezi, frământă și tu mai puțin, că nu știe nimeni de noi, în prima zi, până facem firma, până scrim... Și au început să adune lume. Am început să vând, de unde nu mai erau aluat. Iar am frământat. Până seara, cred că s-a vândut, nu știu câte gogoși, a doua zi n-am mai stat cu bucățele, le-am frământat mult, venea lumea după miros. Că erau gogoșele pudrate cu zahăr vanilat și am reușit de am ținut aproape 10 ani gogoșeria. Aici deja fac aluatul pentru foile de la plăcintă. Gata, asta n-a durat decât un minut de frământat. Am 4 copii. Copiii sunt toți căsătoriți, 3 fete și un băiat, dar nu mai sunt aici, sunt în Belgia toți. Vreau să fac cheflele mai mici ca să aibă timp să crească. Eu îmi doresc să merg mai departe, să ajut, să merg să ajut echipa, nu să iau nu știu ce primi, că nu-mi trebuie. Ceilalți concurenți, dacă aș fi într-o echipă, ar avea ce să învețe de la mine. Uitați, așa arată plăcinta. Și pâinițile. Vreau să fac pe copiii mei mândri de mine, de aceea am nevoie de minim 2 cuțite ca să reușesc. 2 cuțite, că pentru mine e suficient 2 și sunt mulțumită că am ajuns aici. Sunt bucuroasă că într-o oră am putut să fac 3 preparate în 1. E de bine dacă e cu ciorbă de fasole și salată de ceapă roșie. Zici tu? Ceapă de porc cu cartofi prăjiți, salată de varz alb. Eu cred că avem ciorbă de fasole și... Scuze. Și pâine. Da, și pui, și pui, și da, pui prăjiți, da. Hai că ne băgăm și ne băgăm la somn. Păi da. Dar ar fi tare să ne facem. Ciorba de fasole separat și pâinea aia separat. Da. Un iPhone. 2, 3 și... Ce vă înseamnă? Opa! Uite, mă! Ciorbă de... Perișoare! Perișoare, băi! Și plăcintă cu brânză. Brânză! Cu ce începem? Vanilie. Adevărul că... Nu mai mâncă, da. Asta să-ți aduce aminte. Când așteptam o plăcintă... Să-ți aduce aminte de brânză. Asta o fi făcut aici, pâinica? Da, asta așa pare, făcut aici. Miroasă... Bă, da, ce e asta? Ce perișoare sunt astea? Da, mă, asta e aici, că miroasă drojdie. Da. Ce perișoare sunt astea, mă, micuțe, așa? Da, la mă, mai mici, așa, pă, elegant. Mm. Ia uite. De-aia cu borș ca lumea, așa, de acră după băutură, Cătălina, asta e bună la 10 dimineața. Ce? Iute? Acră. Acră. Dar e bună cu borș. Mai vrei ciorbă? Florin, să văd că el mănâncă. Da, păi eu întâlnă. Ți-e foame, Florin? Mi-ajunge, dar după plăcintalul ăsta de brânză, sincer, mergea o ciorbă. Mergea, bă, să știi că era prea așa. Nu știu, combinația dintre... Eu cred că ți-a rămas dulcele alea prea tare. Adică, nu, da, că l-am place. Păi nu, că de la mine ai luat un pic din plăcinta de brânză. Hai să vedem și plăcințica. Eu am gustat. E pe brânză mai spre dulce. Ia, mă, să mă. Cred că mai trebuia coaptă plăcinta. Eu nu mai comentez la copt, că nici și la mine trebuia mai coaptă încă vreo 10 minute, dar cu gura pe mine nu m-ați lăsat să o gătesc doar ca să pierd. Bă, cine a gătit? Aici? Ciorba de perișoare. Fii atent. Bă, ce aici e bun. Mamă, eroină.
Bă, dacă nu a avut să le facă pe toate, bunicuță. Într-o oră. Tocmai asta vreau să zic. Bunicuță. Și pâine. Ce a făcut și pâine? Aici nu e bunicuță, e mamă eroină, are 14 copii acasă. A învățat să gătească într-o oră, pentru 14 persoane, 3 feluri de mâncare. Și a venit să ne demonstreze că știe să facă 14 porții, ori 3 feluri de mâncare într-o oră. A învățat. Pa, 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 gătește bucătărie ca sport extrem. Deci e bunicuță toată ziua. Mamă eroină! Bă, după plăcintă și după asta s-ar putea să fie chiar un tată, așa, după câte... Uite-te, să spun de ce e bunicuță. E bunicuța chiar care îi place să gătească, de ce? Dacă era mamă eroină, nu făcea așa... Sau și bunicuță și mamă eroină, în același timp. Așa mici. Ca să pară multe, mă. Să pară multe? Aha. Da, mă. Votăm? Eu mănânc un pic mai dulce, asta e un pic cam ahr, dar mă tot ce că înainte și merge. Mie îmi place așa, și un pic iute, că a băgat piper în ea, nene, nu s-a încurcat. Plăcinta ca plăcinta, nu așa, dar... La plăcinta nu-mi place, no, că i-a luat-o cerbă, aproape... La cerbă e... Da. La cerbă e de bine. Mi-a luat-o pe căldură. Ce ai pățit? Ați vorbit foarte urât până acum. Florin, ai spus într-adevăr așa despre ce ai scris, da, plin de făină. Mai rău a zis, a zis că este plin de făină. Batman, adică la modul urât, la modul rău. Nu știu, după puterea divină, o altă putere decât puterea exemplului care să motiveze un om. No. Salutare, no. Salutare. Ne întoarcem la ciorba de perișoare a doamnei care își așteaptă verdictul. Ți-am zis, mă, că-i bunicuță. Mă. Mamă eroină, deși fii atent, n-are 20 de copii acasă. Fii atent. Bună seara. Sărut mâna. Sărut mâna. Cum vă numiți, doamnă? Caterina Petcu. Caterina. Să știți că am 4 copii. Mamă eroină. Și cu nepoții am 14. Cum ați spus? Am zis bine. Ia uite, mă, că am zis bine. Nepoți. 14 nepoți. 10 nepoți? Cu tot. Cu tot cu nepoți. Familia e de 14. E perfect. Deci am zis-o cum trebuie. Da. Ce faceți, doamnă? Am vrut să mă testez și eu să văd dacă știu să gătesc sau nu. După atâta timp. Doamna Caterina. Nu. De ce perișoarele are mici așa? Ca să fiarbă mai repede, într-o oră. Corect. Corect. Vezi, la asta nu te-ai gândit. Băi! Deci pe repede înainte, da. Mai micuțe, că fie mai repede. Gătiți așa pentru toți nepoții și toți copiii odată? Gătesc și pentru biserică și pentru... Și pentru biserică? Da. De unde sunteți? De la Independența de Galați, județul Galați. Cum e acolo? Ce faceți pe acolo? Păi noi am stat 40 de ani în Galați. Fost căsătorită, cu copii, cu tot. 4 copii, i-am dat la școli. După Revoluție am deschis o gogoșerie. Oh, frumos. Dacă o să iau, o să vin să fac și gogoș, nu. Asta e că n-am făcut avere. Am investit în copii, toți copiii au ajuns bine, dar toți au plecat în Belgia. Și ați rămas singură la Independență? Singură. După ce a murit soțul, mi-era frică să stau în casă, să, și așa. Am adus ce o faceți? Bătrână. Pentru cine mai gătiți? Da, am adus o bătrânică, am îngrijit-o, am stat cu ea. După aia, deși da și bătrâna. Și în fața casei mele este o familie cu 5 copii. Și mai necăjiți, n-are tată, în sfârșit. Și atunci am luat o fetiță cu mine, am dat-o la școală, am îmbrăcat-o, i-am învățat să speli pe din, să fie ordonat. Deci ești mamă cu acte în regulă, de profesie. Și acum am copila și merg la biserică, gătesc. Cine are vreo pomană, mă duc și ajut. Frumos, mai trece timpul. Foarte tare. Doamne, dar sunteți așa obișnuită să gătiți așa numere mari care să gătiți la biserică? Da, îmi place foarte mult să gătesc. Pentru câte persoane gătiți? Păi, când a fost hramul bisericii, am făcut 1400 de prăjituri pentru hram. Mă! Câte zile ai muncit? Păi, vreo 2 zile și noaptea. Îmi place să gătesc și noaptea. Și aici am venit să mă... La vârsta mea am zis... Să vă distrați puțin. Da. E, nu e rău. Ce vârstă aveți? 67. 67, mulțumesc. 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 Dacă ar fi să mergeți mai departe din echipa căruia dintre noi v-ați dori să faceți parte? Domnul Bonte. Vedeți, mă? Să rămână. Da, pe bune ați gătit doar într-o oră sau ați gătit într-o oră și un pic? Oră și 5 minute. Pentru că nu știam restul la cuptor. Și nu v-a mai rămas niște plăcintă? A rămas plăcintă și a venit toată echipa și a servit. Am înțeles.